Conflictele înghețate ale lui Putin cu care presează Occidentul, Danbas, Moldova, Ihoria, Nagorno-Karabakh sau Siria. Rusia menține o prezență în multe războaie, uneori inactive, în ceea ce ea consideră a fi zona sa de influență. Multe voci spun că bucătăria este un loc sacru pentru ruși și, pentru a continua cu comparația, Vladimir Putin își coace la foc mic mișcările pentru a face presiuni asupra Occidentului. Foaia lui de parcurs este bine cunoscută, dar sunt multe manevre în umbră care îl fac, prin invazia Ucrainei, să devină unul dintre cei mai detemut bărbați din lume. Moscova gestionează așa numitele conflicte înghețate, care sunt acele ciocniri, mai mari sau mai mici, care variază în intensitate în funcție de cât de dornic este Kremlinul să apese butonul roșu și să facă presiune asupra adversarilor săi de cealaltă parte a graniței. Ucraina este doar un alt capitol din carnetul de război și geopolitic al lui Vladimir Putin. Antonio Alonso, profesor de relații internaționale la Universitatea San Pablo CEU, explică pentru 20 minutos că în afară de apresa Occidentul cu conflicte înghețate, Rusia își rupe izolarea internațională. Mai mult, în unele cazuri, cum ar fi în Nagorno-Karabakh, se poziționează ca făuritorul păcii. El devine un actor necesar, scrie 20 minutos, S. În alte locuri există minorități rusești și acolo nu numai că acționează ca un element stabilizator, ci este direct implicat. Asta servește ca o supapă de evacuare și Putin o poate folosi cum dorește, pentru a distrage atenția sau pentru a-și reafirma poziția, adaugă profesorul. Privind pe termen lung, Alonso asigură că poți începe să te gândești că Putin vrea ca toate țările care făceau parte din URSS să ajungă să spună da la toate. Sub această premisă, continuă el, ceea ce își dorește Putin este să se înconjoare cu state care sunt curtea lui, care îl protejează de o eventuală intervenție militară a NATO. Și conchide cu o componentă importantă, nu trebuie să disprețuim puterea simbolică pe care o are. Acea frază că Moscova este a treia Roma, odată cu revenirea Imperiului Țarist sau a Imperiului Sovietic,